Atentat terorist în Pakistan. Cel puțin 23 de persoane au murit, iar alte 50 au fost grav rănite după ce trenul în care se aflau a fost aruncat în aer. Tragedia a avut loc în provincia Baluchistan, la numai o zi după ce forțele de securitate pakistaneze au ucis 30 de extremiști. Bomba a fost pusă într-un vagon rezervat exclusiv bărbaților, iar majoritatea victimelor au murit arse de vii după ce vagonul a fost cuprins de flăcări. Insurgenții separatiști din Baluchistan acuză guvernul pakistanez că exploatează resursele regiunii în detrimentul populației care trăiește în sărăcie.